Pădurea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM. Continuăm campania Verde în Față, un demers nou, misiunea Verde, care să ne ajute să înțelegem ce să cerem de la primarii noștri când vine vorba despre mediu. Am promis că vom aduce la misiunea Verde atâția primari cât vor dori să spună Verde în Față unde se află mediul pe lista lor de priorități și cu ce proiecte verzi vor să-și câștige cetățenii în noul mandat. Și iată că semne bune anul are, astăzi vorbim la misiunea Verde despre Reșița, oraș considerat multă vreme leagănul industriei grele românești, deci și leagănul poluării. Primarul în funcție, domnul Ioan Popa, este acum cu noi la misiunea Verde. Bună ziua, mulțumesc tare mult că ați acceptat invitația noastră. Bună ziua și eu vă mulțumesc pentru oportunitatea de a vă povesti despre ce face Reșița. Atunci când spui Reșița, gândul nu te duce nicicum la Verde, mai degrabă la industrie grea, la furnale, coxerie, oțelărie, deci la foarte multă poluare. Și să ne reamintim că la Reșița a fost construit primul centru siderurgic din România, că Reșița a fost producător feroviar important, dar și producător de utilaje petroliere. Și tot la Reșița, din câte știu, au fost fabricate primele autoturisme automobile românești, e adevărat, nu? Așa este, da. Apropo de asta, a mai rămas ceva din toate acestea? Să știți că, contrar așteptărilor, Reșița încă funcționează industria, siderurgia funcționează la maxim, în sensul că s-a retehnologizat, avem cuptoare electrice de turnare continuă a oțelului, facem 300.000 de tone pe an, oțel care merge la Slatina, la Artrom, și Artromul face chiar pistoane și cilindri de mașini de înaltă ținută. Deci a rămas și poluarea. Nu, pentru că înainte lucram cu Siemens Martin, niște cuptoare vechi de 100 de ani, și tehnologiile de astăzi, de ultimă generație, nu mai fac poluare. În plus, nu se mai lucrează cu minereu de fier, se lucrează cu fier vechi, slavă Domnului, atâta fier vechi în Europa, încât doar prin reciclarea lui și retransformarea lui în oțel este suficient, și industriile care, siderurgice care foloseau minereul de fier au cam evacuat Europa, nu prea mai sunt acceptate în Europa. Deci, cum vă spuneam, combinatul lucrează foarte bine. Avem o uzină construită de mașini, UCMR-ul, care a făcut acele faimoase locomotive pe aburi. 85%, 90% din turbinele din România sunt făcute la Reșița, porțile de fier, Bicaz, Valea Oltului, Retezat. Acea fabrică e un pic în suferință, dar tocmai a fost absorbită în săptămânile care au trecut de hidroelectrica, ceea ce e o veste bună pentru noi. Bun, să începem întrebările Verde în Față și răspunsuri scurte și, scurte și concrete și la obiect. Pe o scară de la 1 la 10, unde 1 este foarte important, 10 deloc important, pe ce loc se află mediul în prioritățile administrației locale Reșița? Nu o să spun pe 1 la 10, o să vă spun că este prioritatea numărul 3. Nu o să spun 1, pentru că nu vreau să vă mint. Prioritatea numărul 1 pentru mine a fost educația. În anii 2016-2022-2023 am modernizat toate școlile, grădinițele, liceele din oraș, ca să închidem cu educația, dotări, și acum ne ocupăm de formare profesională continuă. Pe locul 2 e sănătatea și suntem pe cale să construim un nou spital județean împreună cu Consiliul Județean. Și pe locul 3, la mare sinceritate vă spun, este zona de verde. 3 este un loc bun, totuși. Și aș vrea să-mi spuneți acum cât de verde este transportul public din Reșița, concret, în cifre. Autobuze verzi, piste de biciclete, dacă există, care e lungimea lor, dacă există infrastructură pietonală astfel încât oamenii să poată merge pe jos, soluții inteligente, poate, pentru managementul traficului. Deci vreau să vă spun că în România, după Revoluție, au fost 3 orașe care au abandonat tramvaiul: Reșița, Brașovul și Constanța. Reșița este singurul oraș în care am reintrodus circulația cu tramvaiul, ceea ce înseamnă un proiect de 100 de milioane de euro, chiar peste 100 de milioane de euro. Am reabilitat și am modernizat complet liniile de tramvai din oraș, nou depou de tramvaie, am achiziționat 13 tramvaie noi, care sunt la ora asta în depou, pregătite de lucru, au făcut și omologarea. Lângă aceste 13 tramvaie am luat 10 autobuze electrice și suntem în licitație să mai luăm 14 autobuze electrice, să avem 24 de autobuze electrice.
Avem 12 stații de încărcare electrică pe care le-a făcut primăria Reșița și avem un proiect de 45 de stații de încărcare electrice pe care urmează să le punem în funcție. Primăria Reșița a achiziționat anul trecut 22 de mașini electrice, de daci electrice pentru tot personalul orașului, a municipiului. Dacă vreți, chiar și eu personal mi-am luat un Volkswagen, un ID4, merg și eu tot electric. Da? Deci avem toată flota electrică și vreau să vă spun că din transporturile publice, cel mai verde transport este cu tramvaiul. Și noi suntem... Am multe întrebări și multe domenii, așa că trebuie să fim în timp. Despre managementul deșeurilor, vreau să știu câți locuitori beneficiază de infrastructura necesară pentru a colecta separat deșeurile în Reșița. Absolut toți locuitorii din oraș beneficiază de această posibilitate. Avem un proiect european pe PNRR de 100 de insule ecologice care este în implementare. Am făcut foarte multe puncte de colectare subterane, peste 30 în oraș. Insulele acelea ecologice. Insule ecologice, dar să știți că le-am gândit foarte, foarte smart. Noi avem o firmă germană care a intrat în oraș, în parcul industrial, și cu ei colaborăm pe tema asta. Suntem în implementarea unui proiect în care poți să vii la punctul de colectare cu un telefon smart, te identifici cu el, în momentul care depui 20 de litri, să zicem, de plastic sau carton sau menajer, ești înregistrat, la sfârșitul lunii îți vine factură pe cât ai depus și poți să și plătești factura tot într-o variantă electronică. Deci am luat această soluție pentru că suntem adepții noi tendințe de pay as you throw, da? Să plătești ceea ce arunci la gunoi. Centre de reciclare? Centrele de reciclare avem două. Avem două. Să vă spun, avem două chestiuni gratuite, reciclare, două nu locuri de colectare. Da, avem două de colectare gratuită ca să descurajăm pe cei care duc și aruncă la marginea orașului, eu știu, resturi din demolări și așa mai departe. Acolo poate să vină oricine și să depună lemn, cărămidă, piatră, eu știu, rigid, absolut orice, mobilă veche. Noi le colectăm în mod gratuit. Spațiu verde din Reșița. Care e suprafața totală a spațiilor verzi din oraș? Avem câteva sute de hectare. Avem câteva sute de hectare. Vreau să spun că am luat în ultimii ani vreo 40 de hectare de brownfield de la cele două fabrici pe care le-am menționat la început și o bună parte din ele le-am transformat și le transformăm în spații verzi, în parcuri. Avem peste 22-23 de kilometri de piste de biciclete și la ora asta lucrăm la un proiect, după părerea mea, este unic în Europa, o să auziți despre el în următorii 2 ani. Avem în centru orașului un funicular, un fost funicular, un pod metalic de 500 de metri lungime, 30 de metri înălțime, pe care se transporta calca înainte și pe el facem piste de biciclete, în coșul lui facem promenadă, niște stâlpi de cățărare, pereți de cățărare, bungee jumping deasupra de râu și transformăm tot acest ansamblu care unește două coline din centrul orașului într-un traseu pe malul Bârzavei care să ducă pe dreapta piste de biciclete până în partea de nord a orașului. Indicele de spațiu verde pe cap de locuitor, cât este în Reșița? Nu știu să vă spun această cifră din minte. Vreau să spun însă că Reșița este înconjurată de păduri. Da? Reșița are acest avantaj că în anii 50-60, probabil ca să diminueze poluarea, cei care au gestionat orașul la vremea respectivă au împădurit masiv și la ora asta, oriunde deschizi un geam în Reșița, nu există să nu vezi pădure în jur. Aștept să-mi spuneți cât e indicele de spațiu verde pe cap de locuitor, că este foarte important. Întrebare, aveți registrul spațiilor verzi? Există? Sigur, sigur că da. Sigur deci că da, l-am vă făcut. Va fi ușor. Despre calitatea aerului, se măsoară în Reșița? Se măsoară, avem două puncte de măsurare a calității aerului. Din datele pe care noi avem de la Agenția de Mediu nu sunt probleme. Mai cu seamă, v-am spus, industria grea a căzut, s-a prăbușit de foarte multă vreme, de peste 20 de ani. Și râul Bârzava care traversează orașul și care era tot timpul câte o peliculă de ulei, de vazelină, de grăsimi industriale pe el,
Este plin la ora asta de rață sălbatice, de nutrii, deci asta este dovadă că și pește a apărut, sunt pescari, înseamnă că lucrurile evoluează, au evoluat într-o manieră Da, cu aerul. frumoasă. Da, poate că nu se datorează neapărat nouă, se datorează faptului că a căzut industria asta poluatoare, dacă vreți. Cum stați cu eficiența energetică a clădirilor? Câte Păi, clădiri școlile de au? care menționam, școlile, grădinițele și liceele, au fost făcute toate pe proiecte de eficiență energetică pe fonduri europene. Avem la ora asta în licitație 6 loturi de blocuri cu 10 etaje și mai avem un proiect de încă 7 loturi, tot pe fonduri PNRR, pe fonduri europene. Lucrăm pe eficiență energetică și am început cu blocurile mari, în principal de pe bulevard. Și din rațiuni estetice, vă spun cu sinceritate, am vrut să și schimb un pic fața aia comunistă, gria bulevardelor, urmând ca în etapa a doua să ne concentrăm pe blocurile de 4 etaje. Energie regenerabilă, aveți clădiri care beneficiază de energie regenerabilă în Reșița? Păi aici, la urmă, o să ziceți că sunt un lăudăros, o să vă Păi spun că stați, am că un n-am proiect. terminat. O să vă spun că avem un proiect pe 30 de hectare, l-am depus la Ministerul Energiei pe axa de modernizare și suntem 99% câștigători. Un proiect de 8,5 MW pentru autoconsum. Acest proiect trebuie să-mi acopere toate liceele, școlile, grădinițele, tramvaiul, iluminatul public. Și rămâne încă o jumătate din suprafața de 30 de hectare pe care probabil vom aplica să și vindem energie electrică. Deci noi, la momentul la care proiectul ăsta de care vă spuneam va fi finalizat, Reșița nu va mai plăti energie electrică pentru tot ce înseamnă consumurile municipalității sau subsidiare ale Și asta municipalității. este un proiect pentru mandatul următor, că nu există în momentul ăsta, să înțeleg. Păi eu cred că semnăm contractul în martie cu Ministerul Energiei și scoatem imediat la licitație. Eu cred că se va finaliza la jumatea anului 2025. Ultima întrebare, domnule primar. Într-adevăr, totul pare foarte frumos și verde în Reșița, dar dacă aș întreba un reșițean care este nemulțumirea lui cea mai mare în ceea ce privește primarul orașului pe zona verde, care ar fi? Eu nu cred că vă pot spune așa ceva. O să vă spună probabil că sunt nemulțumiți că le-am mai îngustat benzile de circulație pentru mașinile personale. Asta e clasic, să știți, la mai toate orașele. Deci ar fi mulțumit, în afară de faptul că nu pot merge cu mașina, știu, am văzut reșițenii încă nu sunt hotărâți să-și lase mașina acasă, ca mulți dintre noi. În rest, toată lumea e mulțumită și aveți planuri și pentru următorul mandat, înțeleg, și că îi veți convinge pe reșițeni să vă aleagă și pentru că aveți proiecte verzi. Eu sper. În 2020 am făcut 75%, am fost primarul de municipiu cu cel mai mare procent de electoral și sper să fac un procent asemănător cu cel din 2020. Într-adevăr, este foarte greu să faci oamenii să înțeleagă că un oraș nu stă în mașini și să înțeleagă că nu toată lumea are carnet de șofer și nu toată lumea trebuie să plimbe cu o mașină. Spunea un primar renumit la un moment dat că un oraș inteligent nu e un oraș unde săracii se cară cu mașina, ci unde bogații folosesc mijloace de transport în comun. Păi atunci, pentru următorul mandat, o să măsurați cu exactitate calitatea aerului și veți face multă educație de mediu pentru reșițeni ca să înțeleagă de ce. Eu vă mulțumesc tare mult. O să întreb și pe ascultătorii Europa FM ce părere au despre răspunsurile dumneavoastră. Mult succes în continuare. Vă mulțumesc tare mult. Mulțumesc, mulțumesc mult! Misiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.